Aș dori să încep prezentarea de astăzi cu o spovedanie. La, povestea, la rugăciunea de la povestea copilor am ținut ochii deschiși. Nu am putut să închid ochii, vă spun drept. Am vrut, am vrut, dar n-am putut. A trebuit să mă uit la omul ăsta care a spus tatăl nostru în felul ăsta. Nici, nu m-am gândit la așa ceva. Mulțumim lui Dumnezeu. Este un dar pentru sufletul nostru. S-au scris multe cărți din paradis la paradis și așa mai departe, dar ele au și o aplicație locală și momentană. Eu, spre exemplu, chiar acum am venit de la paradis la paradis. Am fost în familie zilele acestea și cu nepoții și familia și am venit la familie și am venit din paradis în paradis. Este e foarte adevărat, este un exercițiu cum va fi. Pe unde pe lumea aceasta mai am eu pe cineva cum mai este nepotul Orban, care ori de câte ori trecea prin casă, prin dreptul meu se oprea și îmi spunea Hai, Papa Nicu! Cine mă salută pe mine așa? Îmi dă bună ziua odată și atât. Da, da? El mă saluta de fiecare dată când trecea prin fața mea. Iubiții mei, a spus Mântuitorul, uitați-vă la clasa aceasta de oameni. Uitați-vă la ei. Învățați de la ei, spune Paolo Coelio, Învățați de la ei să vă bucurați fără motiv. E pe ei nu-i vezi așa adânciți în, în sinistru, în tristeți de felul ăsta. Dar ce motiv? Ai? Nu e nevoie de un motiv neapărat. Starea sufletească este aceea de fericire. Și învățați de la ei. Dacă vreți să învățați cum se cere un lucru, învățați de la ei lucrul acesta. Că ei știu să ceară, într-adevăr. Și voi, a spus Mântuitorul, trebuie să țineți minte lucrul ăsta. Ni s-a spus, și nu-i deloc adevărat, despre copii, că ei se joacă. Nu. Noi ne jucăm, noi ne jucăm când ne prefacem că facem ceea ce facem. Ei nu se joacă. Ei în momentul în care aranjează lucrurile și sunt doctorul și pacientul, chiar am văzut un joc de ăsta de curând, ei trăiesc lucrul ăsta, nu se joacă de a doctorul și pacientul, ei sunt doctorul, ei sunt chiar acolo. Și a spus Mântuitorul nostru, învățați lecția asta de la ei, să trăiți lucrul ăsta ca o realitate, nu este un joc, nu e o închipuire. Noi n-am venit la voi, spun apostolii, cu basme, mește, șugit, alcătuite, ca să le credeți, nu ci am venit cu lucruri pe care le-am trăit cu trăirea noastră. Și este extrem de important ca și vestirea noastră către familia noastră întâi și întâi și către cei din jurul nostru să nu fie vorbire, ci să fie trăire. Acest lucru are extremă însemnătate. Zilele acestea copleșitoare, nu, nu, nu cred că este o sărbătoare care să moaie Sufletul, așa cum este Ziua Mulțumirii. Te. Te, uh, simți că se topește inima în tine când te uiți la drumul acesta pe care te-a purtat Dumnezeu până în momentul acesta. Este cea mai adâncă și mișcătoare sărbătoare, care de altfel va fi și pe Noul Pământ. Cartea Apocalipsei ne spune că de acolo se înălțau mulțumirile. Cineva care a învățat în școala aceasta a mulțumirilor aici va face lucrul acesta și pe nouă pământ, bineînțeles, la o scară cu totul diferită. Problema pe care o simțim și o resimțim în sufletul nostru este... Un fel de blocaj, de răceală așa, de, mulțumesc sau ia, yeah, ca în avion, îi dai niște gunoi, thank you, thank you, și merge, merge și adună gunoiul și zice thank you. Uh, învăț, învă, cădem în treaba aceasta. Uh, două exerciții sunt extrem de ajutătoare. Noi, noi trebuie să venim în întâmpinarea condiției noastre, nu trebuie să fim indiferenți. Doamne, eu zic că mulțumesc, dar nu, nu, nu simt că îmi saltă inima cum ar trebui să fac în, într-o situație ca aceasta. Și două exerciții sunt deosebit de folositoare. Ca să ne dăm seama de valoarea lucrurilor pe care Dumnezeu ni le dă, de însemnătatea lor și de felul cum ar trebui să le privim acestea, vă propun, dragii mei, să vă gândiți. Ce ar fi dacă ai fi nevăzător, și te-ai trezit dimineața văzând. Ați văzut video din acestea cu copii care aud prima dată în viață? Ați văzut lume care îi zbunește în plâns când de prima dată, prima muzică? E, e speriat, nu mai știe ce să facă de fericire și parcă te uiți la el că ar vrea să nu piardă cumva lucrul ăsta care se întâmplă în momentul acela. Gândește-te! Ne trezim dimineața, ne uităm pe fereastră, ce faci? Și mi-am aruncat ochii pe fereastră, pentru că după ei să-i aduci înapoi dacă i-ai aruncat. Sau diferite, diferite alte lucruri. Ni se pare normal să auzim? Cum adică? Ni se pare normal să mâncăm, să ne odihnim? Păi întrebați oamenii, epidemia aceasta de neodihnă a generației noastre... Care provine, de fapt, din sufletul omenirii noastre și nu, mai, nu are vindecare decât sufletească. Dar gândește-te, cum ai prețui tu lucrul ăsta dacă nu l-ai avea și te pomănești dimineața? că Cum ar prețui un om care nu poate să meargă de atâta timp și, deodată, poate să meargă? Chiar mă gândeam, cei care s-au născut fără vedere, ei cum or fi visând? Ce fel de. cum vor fi și cum și ar fi imaginând ei lumea, că ei nu au reper. Acum să întoarcem puțin moneda. Ca să, adică am, am spus lucrul ăsta ca să ne dăm seama cât de prețios este lucrul ăsta. Cât de prețioasă este ființa de lângă tine, cât de prețioasă e adunarea noastră, familia noastră, colegii de serviciu. Cum ar arăta viața când n-ar mai fi? Deodată încep tot felul de manifestări, vai, vai, de, așa, de, de, prețuire, chipurile când nu mai ai pe cine. Dar chiar acum, zice Domnul, fă lucrul ăsta chiar acum, chiar acum. Sau să ne gândim la altceva. Să ne gândim că suntem sănătoși, vedem bine, dar când ne trezim mâine dimineață nu mai vedem. Și s-a întâmplat a fost un prieten sau dezlipire tinele. A fost beznă totală. Cum ai prețuit tu ziua de ieri când vedeai? Cum ai vedea acum când nu mai vezi? Cum ai vedea? N-ai zice cum spune textul, de ce nu sunt ca în zilele de odinioară, când vedeam, când eram așa, când eram... Spune aceste lucruri ca să învățăm să prețuim. Este o știință dumnezeiască aceasta. Disprețul sau privirile joase, vedem cu ochi ieftini lucrurile. Lucrul acesta este extrem de vătămător și de costisitor. Ne, ne face să pierdem valori imense pentru că nu, nu înțelegem situația. Mulțumirile noastre de acum s-au bazat pe amintire, dar întrebarea care o adresează Duhului Dumnezeu în Scripturi către noi toți. Ești un om drept și cinstit în ce privește amintirea? Sau ești... Pentru că știi bine cei nedrepți, cum spune acolo? Cine știe textul? De ce stare? Cei nedrepți nu vor moșteni. Mulțumesc, Zolei. Mulțumesc. Cei nedrepți nu vor moșteni. Ești nu am drept când îți amintești? Ia să mergem la un exemplu din Scripturi. Voi că nu mai suntem în Egipt, ce bine era în Egipt. Care era treaba în Egipt? Păi fii atent, praz de la Olteni, castraveți cu tare, de așa, toate chestiile. Pești! Care... Nu... Asta e amintire. E corectă și adevărată? Da! Așa era. Aveau praz, aveau pește, aveau de toate acolo. Dar este e un întreg sau este adevărul nedrept acesta? a uitat bătăile acelea cumplite. A uitat că se murea sub 30 de ani, ca un om total epuizat, bătut, omorât în sclavia aceea. Ai uitat că Dumnezeu a numit timpul acela cuptorul de fier al Egiptului. Ai uitat toate astea. De astea nu ți aduce aminte, dar ți aduce aminte de, de cele care le-ai servit la micul dejun. Nu, nu aceasta, nu, e, aceasta nu e drept. Nu ești un om drept în amintirea ta. Sau vezi pe o persoană. Oh, e strâmb, e așa, e pe dincolo. E adevărat lucrul ăsta. Așa este. Dar este aceasta tot? Spune Biblia, zice, da, omul acesta n-a îndepărtat înălțimile. Dar viața lui, el a făcut ce este frumos, bine, înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune despre David, e adevărat, spune, om după inima lui Dumnezeu, afară de întâmplarea aceea, foarte adevărat, dar nu vede numai întâmplarea aceea, ci vede întreaga lui viață. Ești un om drept și cinstit când este vorba să vorbești despre Dumnezeu, despre aproape tău despre lucruri. Să ne rugăm pentru darul acesta, pentru că El nu vine natural sau firesc la noi, este e un dar mai degrabă cultivat. Și să nu uităm că depindem foarte mult nu de ceea ce vedem, ci de ceea ce reprezintă pentru mintea noastră ce vedem. Dacă ai luat un aparat de fotografie, să zicem două, trei, cinci, o de aparate de fotografie, dacă fac aceeași fotografie cu el, e aceeași fotografie. Dar dacă pui doi, trei, 5 oameni să vadă același lucru și întreb ce au văzut, ei nu vor prezenta aceeași fotografie. Ei vor spune diverse lucruri, pentru că un om nu vede ce se vede, ci vede cum este el. Ce vede el? În Isus, spre exemplu, nu toată lumea vedea același lucru. Pentru unul era prorocul lui Dumnezeu. Cine zic oamenii că sunt eu? Pe unii spun că ești proroc, unii spun că așa, unii spun că ești... Dar voi cine ziceți că sunt? Pentru unii, așa, pentru Irod, când a auzit de el, același Isus, o, mamă este Ioan Botezătorul care a înviat din morți, mă caută. Pentru că pe el îl hăituia și îl bântuia conștiința lui față de sângele lui Ioan Botezător. Nu vedem același lucru în toate. De aceea avem trebuință de totdeauna de rugăciunea aceasta: Doamne, deschidem ochii să văd. Păi, dar nu văd bine, eu nu am nevoie de ochelari, te citesc 15 ore pe zi. Nu, nu, deschidem ochii. Nu înseamnă că dacă văd să citesc am ochii deschiși. Nu înseamnă că dacă văd pe cineva sau ceva am ochii deschiși. Nu, numai dacă mi-i deschide Dumnezeu, atunci vorba lui Gehazi ajung să văd cu adevărat așa cum stau lucrurile. Astfel că aș vrea să mergem, tema noastră de astăzi este foșnetul unei frunze. Și aș vrea să mergem în două dintre instanțele acestea. Una e cea care spune Moise, uite, pentru ce ar trebui să nu mergeți niciodată pe drumul păcatului? Pentru ce n-ar trebui să intri? Vei ajunge acolo, spune el în Levitic 26, 36, vei ajunge acolo încât să fii urmărit până și de foșnetul unei frunze suflate de vânt. Uh, când ești încordat, când te gândești la rău, când te aștepți la rău din toate părțile, orice zgomot este ceva în direcția asta, imediat. Dar uh, sunt Scriptură. Și uh, sigur că uh, e de înțeles acum de ce cuvântul lui Dumnezeu este dat nou, Nu ca o preliște, nu ca o sărcină, o povară pe spatele cuiva, din potrivă, ca să-ți viața și sufletul, ca să nu te vadă niciodată în situația aceea în care s-au îngălbenit genunchi, ea a căzut, săracul tremura bietul de el, pentru că știa ce făcuse și... Să nu ajunge aici, vorbește Bunul Dumnezeu. De asta, de asta te-am învățat aceste lucruri. În schimb, generația noastră atât de bolnavă de lucrul acesta, foșnetul acesta al veștilor, de un fel sau altul, care... Înspăimântă sufletele oamenilor, ba uneori chiar amvonul este convertit. Într-un loc de spaimă, înspăimântător, sunt oameni care se pricep să înspăimânte sufletele oamenilor. Și sunt alți oameni care cumpără spaimele, sunt slujitorii împăratului spaimelor, cum spune Biblia. Cumpără așa ceva, e un drog, până nu se înspăimântă, vai ce vine, vai ce se aude, vai cum este... Eu nu știu care lege e pe masa președintelui, urmează persecuția, nu știu care e așa. De zeci, sute de ani trăiesc în acest drog cumplit a sufletului. Este vremea aceasta. Remediul pe care îl oferă Dumnezeu pentru o situație ca aceasta este foșnetul frunzelor pomului vieții. Așa scrie cartea Apocalipsei 22.2. Acolo sunt frunzele pomului vieții care slujesc la vindecarea. Ele sunt făgăduințele lui Dumnezeu de altfel. Știți ce a spus Bonhoeffer? Nu cred din cauza răspunsurilor la rugăciune, cred din cauza făgăduințelor pe care le-a dat Dumnezeu. Și foșnetul frunzelor vieții este oferit nou spre vindecarea acestor temeri, frământări continue, zbuciumului acestuia în care trăiește ființa omenească în fiecare zi. Sunt situații în care omului e frică să mai trezească dimineața, să o ia de la capăt. Sunt situații în care cineva nu crede că e real, crede că a visat. E un coșmar diagnosticul care a fost dat sau situația care s-a... Nu pot să cred că se întâmplă așa ceva. Și totuși este, este atât. Vindecarea nu constă în, în negarea realității sau în, în denial, în, în tăgăduirea realității. Vindecarea este dată de frunzele pomului vieții care slujesc... La vindecare, adică făgăduințele lui Dumnezeu. Haideți să mergem la un caz particular, la un exemplu al scripturilor. Isaia 7, capitolul 2, plin de războaie peste tot, de ură, de vărsări de sânge grozave. Nimeni nu poate nega această realitate. Și noi nu trăim într-o vreme diferită acum, ci într-o vreme, așa cum a spus Biblia vremile din urmă vor fi vremuri periculoase. Așa ceva, ca un om să se joace cu viața a milioane de oameni, ca ea să ține de capriciile lui. Trăim într-o lume în care dacă nu ar fi credința în Dumnezeu și acolo unde nu este, Biblia prorocește și spune unii oameni își vor da sufletul de groază numai auzind astfel de lucruri. Dar ferice de acela care opune acestei stări sufletești credința în Dumnezeu. Mergem în Isaia, capitolul 7, și aici, în timpul unui război cu Siria, cine se asociază împotriva lui Iuda? Fratele lui Israel din Nord. Se numea Efraim în general, îi zicea la toată regiunea nordică. Efraim se asociază cu sirienii, hai să-i batem se asociază cu un cetățean oarecare de pe stavă. hai să-l dărâmăm pe fratele, ăsta, pe, dum, pe fratele ăsta din biserică. Efraim și cu Siria. Păi ce căutați voi amândoi? Păi, cum să vă asociați voi la așa ceva? Cum să te înjugi tu, omului Dumnezeu, cum să te înjugi tu cu acest idolatru, Sirian, împotriva fratelui tău? Și totuși, așa, asta se întâmplă. Și spune Sfânta Scriptură că tăbăruseră deja erau acolo și pregăteau asediu. Când ești singur, mor, trăiești, e ok cumva. Dar când știi că în spate sunt copiii sau. Mi-aduc aminte de fiecare dată la aniversarea familiei noastre, zile de căsătorie, mi-aduc aminte cum eram în apă cu trei fete lângă mine, condamnați la moarte. Eu mi-am dat seama că nu există întoarce. Dacă aș fi fost singur, știu să trăiesc într-un fel sau altul, dar când mă uitam la ele, dacă aș fi simțit că eu am ajuns în prinsese rip tide sau rip currents, dacă aș simți că eu am obosit, m-am epuizat, îmi strânge în la gură ultima rugăciune și am închis ochii, dar când văd că lângă mine sunt ele. Și când îmi spune, tati, nu mai pot să not. Și când aud pe cealaltă, nici eu nu mai pot ati să not. Și atunci mi-am îndreptat sufletul spre Dumnezeu. Rugăciunea nu se face. Am făcut o rugăciune. Nu. No. Rugăciunea nu se face. După cum omul nu e făcut, nu e fabricat. Este născut din Dumnezeu. Și atunci sufletul s-a deschis către Dumnezeu. Doamne, scapele pe ele și eu rămân aici. Aceasta a fost, acesta a fost târgul meu cu Dumnezeu. Și ele n-au auzit cuvintele acestea, dar s-au întors înapoi și au notat împotriva curentului. Au fost singurele pe care le-a prins curentul și le-a cărat în larg, singurele care au ieșit singure, fără salva mar. Eu am rămas acolo până la ultima clipă. Acum Haz nu e singur, că dacă era singur, dar ca să știi, un popor de mii și mii, de, de copii și de bătrâni și de lume, să știi că este acolo, spune versetul acesta 2, când sirienii au tăbărât, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clătine copacii din pădure când bate vântul. Așa i-a tremurat inima că... Și n-a fost nimeni. Uneori poporul l-a ridicat pe conducător și a spus nu, nu te descuraja, ai încredere în Dumnezeu. Poporul a făcut chestia aceasta. Alteori conducătorul a fost acela care a ridicat poporul. Uitați-vă la Dumnezeu, aveți încredere. Acum sunt căzuți și conducătorul și poporul, sunt căzuți în această cumplită descurajare, le-a tremurat inima și lui și poporului său, cum se clatine copacii din pădure când bate vântul. Domnul îi spune imediat lui Isaia, trimite uh, foșnetul frunzelor pomului vieții. Întâmpine-i tu și fiul tău, alor băiatul cu el. Merge acolo și întâmpine în locul acesta și spune, așa vorbește Domnul, versetul 4. Ia seama și fi liniștit. Cum să fiu liniștit când văd, adică văd ce este aici. Păi da, dar nu e numai ce se vede, mai este și ce nu se vede și când Dumnezeu îți deschide ochii, vezi ce nu se vede și uh, ia seama și fi liniștit. Numărul doi, nu te teme de nimic. Cum să nu mă tem? Cum să nu mă tem? Nu te teme de Dacă eu ți-am spus să nu te temi de nimic, eu știu pe ce contează. Nu? Nu te teme de nimic. Să nu ți se moaie inima din pricina acestor două cozi de tăciuni care fumează. Cozi de tăciuni, pe păi sunt două armate câtă frunză și iarbă. Cum adică? Păi ce sunt acestea în ochii lui Dumnezeu? Tu spui... <coughs> Scuzați-mă, tu spui sunt armate, dar da, nu e bine să iei definiția de la Dumnezeu? Dumnezeu spune, nu sunt armate astea, sunt doi tăciuni care fumegă și se sting, s-a terminat. În 65 de ani, Efraim, nu o să mai fie niciodată un popor, s-a terminat cu el. Oamenii aceștia merg de, de la, din pieire în pieire. Nu e bine să iei definiția de la Dumnezeu? Nu te teme că Siria gândește rău? Mă tem că se gândește rău împotriva mea, mă tem că o să-mi facă rău, parcă s-a uitat la mine, nu știu cum mă tem de lucru. Nu! Temete de Dumnezeu. Dă-i lui privirea aceasta rea. Gândul acesta care a apărut acolo, nu te teme că Siria gândește rău, nu te teme, versetul 6, că ei zic să ne suim împotriva în, în, în lui Iuda, să batem cetatea, tu frate te ridici împotriva fratelui tău, pe am înțeles dacă veneau păgânie, dar tu frate, tu ești frate? Bun, să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să punem împărat în ea pe fiul lui Tabel. Este acesta planul? Da, exact. Duhul Sfânt a fost acolo la masă când s-a făcut planul acesta. Wow, păi este ceva groaznic. Groaznic, dar versetul 7 spune așa, ceva nu se va întâmpla. Este groaznic decât că nu se întâmplă. Este o credință fermă decât că nu e adevărat. Lucrul în care cred. Așa ceva nu se va întâmpla. Cuvântul lui Dumnezeu vindecă sufletul acesta. De aceea, partea mea și partea ta. Nu duce mai departe frica aceasta pe care au avut oamenii aceștia. Se vede că au comunicat împăratul și poporul suficient de mult încât toată lumea s-a prăbușit în acest fel de frică legată de zvonurile acestea, de închipuirea lor, de ce va urma acolo. Se vede că au fost... Nu, nu, nu ajuta cu nimic la lucrul acest. Am auzit noi expresia aceasta câte cineva care și chiar la predic am auzit. Păi dacă minte el, mint și eu. Nu. Ajunge unul. Ajunge unul, de ce să fie doi? Nu. Rămâne așa, uite. El a spus așa. Nu știu dacă minte sau nu minte. N-am de gând să mint împreună cu el. Asta. Da. Să nu umbli cu lucruri de acestea și, în poporul. și să nu te ridici împotriva vieții aproape lui tău și încheie eu sunt domnul Nu tu, tu ești conducător nu înspăimânta spăimânta poporul tu ești poporul nu, nu înspăimântam pe pe conducător S să nu vi se tulbure inima nu este un cuvânt pe care l-a adus Domnul Hristos, ci l-a citat el. Era spus în Ieremia de mult, era spus de către Isaia. Să nu vi se tulbure inima, să nu vă înspăimântați de zvonurile care se răspândesc în țară. Anul acesta va veni un zvon, anul următor alt zvon, dar totdeauna cel care a adus zvonul anul ăsta, anul următor nu vine să spună proletari din toate țările, iertați-mă, am mințit împreună cu mincinosul acesta. Nu! nu mai vine. Vine zvonul, înspăimântă pe cumpărător și trece mai departe. Să nu faceți lucrul acesta. Și ia bine seama, ia bine seama ca lucrul pe care îl faci și îl trăiești să nu devină un zvon care să descurajeze sufletul cuiva sau să negrească reputația cuiva sau să distrugă o familie. Iubiții mei, atâta rău s-a produs pe pământul acesta, atâția copii orfani chinuiți, suferinți din zvonuri. Acestea au fost niște zvonuri. Și ajungem să ne identificăm cu ele până acolo încât închide mintea, nu vreau să aud mai departe, un om rămâne acolo. Și cu, o, 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 exemplu crud, cel mai groaznic pe care îl găsim, sunt ostașii care au luat bani. Dar cum vorbeam la studiu biblic, în timp ce faci un lucru sau refuzi să faci un lucru, faci un altul. În timp ce nu crede aceasta, înseamnă cred aceasta. Deci, e simultan se întâmplă lucrul acesta. Dacă îi întrebai pe ei, ostașii aceștia care au spus că a venit Petru și a furat noaptea și știți cum au, au fost, le-au dat bani și... Dacă îi întrebai, versetul spune, versetul 15, Matei 20, ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat oamenii aceștia. Dacă îi întrebai ce ați făcut, ei ar fi spus, am luat niște bani. Dar este acesta tot adevărul? Nu. Biblia spune, nu numai că au luat bani și au făcut cum i-au învățat, ci au creat un zvon S-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. A numărat cineva câte suflete au căzut sub zvonul acesta pe care l-au produs ei prin faptul că au luat ceva ce le-a dat acolo sau într-un fețat. Numai Dumnezeu ne poate păzi să nu călcăm și să nu creem acest fel de mine pe care calcă aproapele nostru. S-a răspândit zvonul acesta pentru trei lei ai lor, cum bine, bine, au zis apostolii către Simon Magu, banii tăi să piară împreună cu tine. N-am suflet de vânzare. Cu acestea îți cumpără mărfuri de la magazin, nu suflete de oameni. Dar ăsta și aceștia așa au făcut. Și nu numai ei, dar și între frați. Și nu între frați la noi la adunare, să zicem. Eu nu mai departe în timp cumva, dar între frați în jurul lui Isus. A apărut un zvon. Știe cineva care era zvonul, care a apărut acolo? Șopa, șopa la oreche, Petru șoptește lui Iacob, bă, tu ai auzit sau de o chestie? Ce, care a fost zvonul? Cine știe? Cum? A ieșit un zvon că Ioan n-ar mai muri niciodată. Și cum, frate, pe păi asta e nedreptate, păi adică numai el, păi dar am fost toți, toți am lăsat plasă de pescuit, nu se cuvine și nouă. Și din cauza a ieșit zvonul printre frații. Așa spune Ioan 21-23. A și zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Wow, și imediat Petru intervine, trebuie să corectăm nedreptatea și cei de la, care au lucrat la vie și ei trebuie să corecteze nedreptatea. Păi dacă îi dai ăstuia, atâta înseamnă că mie mi se cuvine altfel. Și Petru intervine acolo. Și Isus nu se ocupă de ideea cu Ioan, dacă nu m-a murit niciodată, să a murit, ci se ocupă de sufletul lui Petru și îi spune așa, uite, asta este o problemă asupra căreia tu trebuie să lucrezi. Nu moare Ioan când vrea Petru. Nu. Și nu pleacă Ioan nici când vrea Ioan, ci spune așa, dacă vreau eu, ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Nu e treaba lui Ioan cât răm lui Petru cât rămâne Ioan, e treaba lui Isus. Nu e, nu e treaba nici a lui Ioan. Doamne, mâinile tale mi-încredințează viața și când, cât rămână aici, cât spui tu. Dar zvonul acesta crea printre frați nu era o simplă informație ci îl crea o stare sufletească de nemulțumire și de neîncredere în Isus. Aceasta era, acesta era adevărat obiectiv, să distrugă credința lor în el. Pe păi ce fel de învățător el, dacă Ioan nu mă are niciodată și noi, sărmanii, uite, mie mi-a spus și cum o să mor, spune Petru, că o să mă ducă alții și cum va fi acolo. Pentru orice lucru este o vreme și o judecată și de aceea spune unul Corinten să nu judecați nimic, înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse. La masă de une zi discutând, cineva spune și întreb, câte date ai despre lucrul ăsta? Știu asta și asta. Păi crezi că e totul? Uite ce scrie aici. Dumnezeu va scoate la lumină lucrurile ascunse. Ai idee câte lucruri sunt ascunse de rațiunea ta și de gândirea ta. Poți să știi cât, cât adevăr mai e de aici încolo. Poate că ce, ce știi și ai văzut este adevăr, dar este tot adevărul. Cât mai e de aici până la... El va scoate lucrurile ascunse, va descoperi gândurile inimilor și atunci fiecare om va fi răsplătit de Dumnezeu. Dincă înțelepciunea care vine de sus, știe cât știe și ce știe e conștientă, dar e conștientă și de ceea ce nu știe. Ceea ce știe, înțelepciunea care vine de sus, te încurajează să mergi mai departe și ceea ce nu știi de dă caracter. Ești un om umil, ai bunul simț al măsurii. Nu mă pot pronunța asupra unor lucruri asupra care nu am control cei chemați din lume ca să fie a lumii se numesc Eclesia, Biserica. Iisus ne-a chemat în locul acesta ca să dea un exemplu orașului Atlanta și Georgie și lumii care în jurul nostru. Uite așa vrea să facă Dumnezeu din toată lumea. El nu, a, nu aduce lumea în biserică, ci exportă biserica în lume, adică învață lumea să trăiască asemenea bisericii. De aceea zice, între voi așa ceva să nu se pomenească. Și încheind cuvântul de astăzi, de obicei ni se spune că Isus a curățit templul de hoți de negustori. Nu, nu a fost niciodată planul lui acesta. Planul lui a fost să populeze templul cu hoți care nu mai fură. Planul lui a fost să populeze, să umple templul lui Dumnezeu cu prigonitori convertiți. Asta a fost planul lui. Planul lui nu era să scoată hoții din templu, ci să scoată hoția din hoți pentru aceasta a venit el. Aici era marea diferență între el și Pilat. Pilat era cu sabia, i omora. Astfel că atât curățirea bisericii cât și curățirea pământului nostru nu înseamnă datul afară celor răi. Domnul va curăți biserica, Apoi dar rămâne complet goală dacă e vorba, că nu rămâne nimeni aici. Nu este niciunul, niciunul măcar. Ci e vorba de scoaterea răului din sufletul nostru. Astăzi să ne rugăm lui Dumnezeu ca noi să fim aceia care ne-am numit la scăldătoarea Betesda bolnavul ales. Ei, e una să fii poporul ales sau e ceva, nu? și Dar a fost un om acolo la Betesda care a fost bolnavul ales. L-a ales Iisus pe el din toată lumea de acolo. Și dorește să te leagă pe tine și pe mine astăzi. Și asemenea intervenției profetului Isaia asemenea foșnetului frunzelor pomului vieții care vindecă sufletele noastre de această tremurătură a inimii vindecă sufletul nostru de frică aceasta despre care a spus Iisus, vedeți să nu cumva să vă înspăimântați când veți auzi de una și de alta. Nu, no, nu, no, nu, no. acestea se întâmplă fiindcă ei ar vrea să împiedice predicarea Evangheliei. Așa ceva nu se va întâmpla, a spus Iisus. Evanghelia va merge până la marginile pământului și a ajuns și la noi astăzi. Să luăm dar cuvintele Mântuitorului nostru la inimă, pentru că acolo a fost adresate să nu vi se tulbure inima. Îți mulțumim, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru darul acesta al vindecării inimii noastre de tulburare ei. Îți mulțumim pentru pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Așează în sufletele noastre darul acesta dumnezeesc. Așează lucrul acesta în casele copiilor tăi și în casa ta și în lumea în care noi trăim, Doamne. Și îți mulțumim că Tu ești pacea noastră de acum și până în veci. Amin!